Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. În această emisiune mi-am propus să abordăm subiecte despre ființa umană și dezvoltarea ei pe toate ariile. Dragi ascultători, astăzi m-am gândit să vorbim despre spiritualitate. Invitatul meu în această seară este domnul Marius Ghidel, scriitor, omul care a avut mai multe experiențe de dincolo de moarte, omul care o să ne împărtășească din ceea ce a trăit și experimentat de nenumărate ori. Bine ai venit, Marius! Bine v-am găsit! Marius, pentru că știu că sunt și oameni care poate nu au auzit de tine, poate nu au citit cărțile tale, te rog să ne spui în câteva cuvinte ceea ce simți tu. Deci am scris 7 cărți de autor și 2 traduceri din Rumi, care au apărut în editura Darana. Am simțit nevoia să scriu aceste cărți după o întâlnire pe care am avut-o cu domnul profesor Dan Farkas și mai târziu cu domnul profesor Constantin Dulcan. Am încercat să îi dau informația domnului profesor Farkas cu care se poate să scrie împreună cu domnul Dulcan o carte despre lumea de dincolo, pentru că am avut experiențe dincolo de moarte și amintiri din înainte de naștere. Și au mai fost experiențe cu ființe din alte lumi și altele care sunt foarte variate. Călătorie în timp, în trecut, în viitor. Eu inițial n-am știut că am aceste calități, nu știu cum să le spun, până când l-am întâlnit odată în Tolebus, când eram la liceu, pe domnul Valeriu Popa. Și dânsul a venit lângă mine și mi-a spus așa cumva cu o voce răstită, dar eu nu știam că așa vorbește dânsul, că tu călătorești în alte lumi, ai văzut alte civilizații, intri în contact cu lumea sensibilă. Și pe care a spus să nu ai vrea să, și atunci mi-a fost teamă de el și am fugit la mijlocul trolebuzului, la prima stație am coborât și m-am uitat în spate și am văzut că vine după mine și nu știu, mi-a fost teamă și am alergat, am sărit câte 4 trepte, nu știu cum am reușit până am ajuns acasă în sfârșit. Și m-am dus pe balcon și am văzut cum venea foarte liniștit. N-am știut că el are aceste capacități de a vedea trecutul omului sau viitorului. Asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă? În liceu eram. Și el venea la Ovidiu Harbătă, care era un simpatizant al lui. Ovidiu Harbătă mai târziu a ajuns să fie contabilul meu din întâmplare. Da. Și lui i-am povestit pentru prima dată venirea în viață, cum s-a întâmplat, și a scris o carte care a apărut în editura Darana, Miracolul din fiecare. Și mi-a rezervat un capitol, veniri în viață. Bine că eu n-am fost de acord să-mi pună numele, a pus un alt nume, în sfârșit a apărut cartea. Și după ani de zile s-a întâmplat că am simțit nevoia să spun aceste lucruri, pentru că oamenii aveau teamă de moarte și să le arăt că există o viață după această viață și că nu se termină aici. Dar aș vrea să facem o precizare. Ai simțit tu să dai mai departe și oamenilor sau o forță, sau vocea ta interioară te-a ghidat? O forță. M-am trezit că dau telefon. Le-am căutat numărul de telefon și le-am dat telefon. Nu știu de unde atâta curaj, așa s-a întâmplat, așa trebuia să se întâmple. Da, este vorba de acea voce interioară sau o forță, eu așa o numesc o forță, pentru că
multor persoane se, la multe persoane se manifestă în felul acesta, inclusiv la mine, de aceea și spun. Și în momentul respectiv, pur și simplu, parcă nu mai poți să dai înapoi. Acea forță te ghidează că trebuie să faci acea acțiune. Și o lună de zile m-am dus la dânsul și am înregistrat, am filmat toate mărturile, am răspuns la toate întrebările pe care mi le-a pus dânsul. Și urma să facă o carte împreună cu domnul Dulcan. Domnul Dulcan s-a retras din acest proiect și a rămas numai dânsul. A scris o carte până la urmă, se numește Enigma Lumilor Astrale. E apărută în editura Școala Ardeleană de la Cluj. Interesant. O carte foarte documentată și foarte frumoasă, în care sunt dialogurile noastre acolo. Și după care dânsul nu s-a ocupat de partea aceasta de ieșire din corp, de moarte clinică, experiențe de genul acesta, decât de cele care vizau ființe extraterestre sau OZN-uri. Și atunci am simțit nevoia să completez și îmi plăcea foarte mult cum scria doamna Maria Timuc în Jurnalul Național, partea culturală care apărea o dată pe săptămână. Și am contactat-o pe internet și mi-a răspuns, m-am întâlnit cu dânsa și cu editorul și culmea era tocmai editorul la care Ovidiu Harpătă publicase cartea. O altă nimic nu-i întâmplător. Coincidență, da. Și dânsa a spus, mă dusesem cu 100 de foi, cu tot felul de experiențe și mi-a zis, păi dacă tu ai trăit aceste lucruri, ar fi bine să le scrii tu. Și ce a determinat-o lucrul acesta? Bine, se părea straniu tot ce era acolo, experiențele acelea erau extraordinare, nemai văzute. A spus că m-am dus acasă și am luat din bibliotecă o carte la întâmplare și era despre, vorba despre Institutul Monroe. Cu experiență de corporalizare și a zis ok, deci este adevărat. Mai de mult însă a vrut să-l cunoască pe Ilie Cioară, care a scris cartea Moartea, Moartea și Desăvârșirea și alte cărți interesante în domeniul acesta și a avut experiențe cu lumea de dincolo până la fluviul de gânduri. Se ducea acolo, 20 de ani de zile s-a dus acolo în lumea aceea și la început vrea să-l cunoască, după aceea n-a mai vrut să se întâlnească cu dânsul și acum doamna Maria Timuc a zis nu mai vreau să-l mai pierd încă o dată pe Ilie Cioară. Și această hotărâre s-a transformat într-o carte, prima carte s-a numit Shangri-La, pe care am scris-o și dânsa a prefațat-o. A fost prima ta carte? Da, prima carte. Și apoi au urmat mai multe, Frumusețe în dar, Secretul mulțumirii, Ce vor femeile, ce vor bărbații. Și încă trei, acum recent, au apărut Exerciții de admirație, de apreciere și de recunoștință. Și două cărți despre Rumi, traducere, 1000 de pagini. Mai sunt și altele în lucru acum. Toate sunt interesante, toate cărțile tale sunt interesante, cu atât mai mult pentru oamenii care sunt deschiși către spiritualitate și caută acea luminiță din care să iasă, ca să zic așa, și să meargă pe calea luminii. Dacă ne referim la acest moment, cine este Marius Ghider la acest moment? Păi tot, acum am un canal pe YouTube unde sunt postate peste 2400-600, nu mai știu, de filme, de videouri, de registrări, discuții, dezbateri de spiritualitate și acum sunt implicat și în alte proiecte. Vedem cum se derulează, nu știu. Care este percepția ta despre omul de astăzi? Deci problema este, nu este omul de astăzi, pentru că omul de astăzi nu poate fi schimbat. Problema este noi, să ne schimbăm noi și atunci cei din jurul nostru se pot schimba și putem să sperăm că mai la distanță se vor schimba și alții. Dar omul de astăzi este concentrat pe a câștiga, pe a avea cât mai mult. El este prins într-o închisoare mentală și manipulat rău de tot. Exact așa gândesc și eu. Acea strâmtoare
închisoare mentală din care omul nu vede să iasă. Dacă ar vedea să iasă, ar vedea și ce este în afară. Și acum pentru cei care ne ascultă, ce ar trebui să facă să iasă din această strâmtoare, așa din percepția ta? El nu ar trebui să facă nimic, că Dumnezeu lucrează în toate modurile posibile. Da, dar la acest moment, să zicem că un om obișnuit este încărcat cu toate emoțiile acestea pe care le asimilăm din viața cotidiană, eu știu, furie, invidie, răutate, toate astea care îl țin pe om în acea strâmtoare. Cum să iasă el de aici? Care ar fi primul pas? Deci ceea ce îi se întâmplă este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla, este perfect și vine de la Dumnezeu. Deci chiar se întâmplă vindecarea lui. Deci noi din afară nu avem, un singur lucru putem face, să ne schimbăm pe noi. Și atunci exteriorul se schimbă, dar în jurul nostru doar. Da, dar omul trebuie să, ca să perceapă, trebuie să se schimbe el și atunci se va schimba tot în jurul lui. El încă nu e în acel stadiu de a gândi în felul acesta. Atunci, ce se întâmplă? Vine suferința peste el și îl aduce în punctul respectiv? Da, foarte bun. Îl execută, Dumnezeu îl corectează. Deci suferințele vin ca urmare? A lipse de iubire. De acolo vine. Adică o preocupare exagerată pentru binele propriu. Mm-hmm. Dacă noi ne-am interesat mai mult de binele celorlalți... Asta înseamnă fericirea. Adică binele celorlalți pe primul plan, nu tu. Eu știu că eu sunt de acord cu tine, dar ar fi bine să poată să perceapă și oamenii, pentru că, da, eu de când am înțeles lucrul ăsta chiar am simțit ce este fericirea și o simt în continuare. Așa că cei care vor să simtă fericirea să fie deschiși, să cunoască mai mult despre ceea ce tu ne împărtășești, despre tot ceea ce tu ai scris în cărțile tale, pentru că eu am citit o parte dintre ele și... pur și simplu m-am regăsit, nu știu de ce, nu știu cum, dar cert este că le-am înțeles perfect și mi-am dat seama că este ceea ce ar trebui să știe tot omul în ziua de astăzi, ca să vadă unde este greșeala, pentru că noi nu am venit în viața aceasta să greșim, nici să ne urâm, nici să ne furăm, nici să ne dăm în cap. Noi am venit pentru un scop și dacă omul înțelege care este scopul său, va vedea și soluția cum să iasă din acea închisoare. Să înțeleg că toate acestea sunt rezultatul îmbolnăvirii oamenilor sau tu mai ai și altă percepție? De ce se îmbolnăvesc cu oamenii? Păi tot, asta este motivul. Deci o celulă canceroasă este o celulă egoistă care se ocupă numai de sine. Și la fel, omul când se ocupă numai de binele său propriu, asta înseamnă că el se atașează de materie, materia fiind secundară, începe să ia din energia subtilă și începe să se îmbolnăvească sau moare. Deci noi trebuie să ne ferim de tot ceea ce apreciem noi cel mai mult, comodități, bunăstare, satisfacții, siguranța vieții, stabilitate, toate lucrurile acestea ne iau din viață, pentru că lumea, fiind secundară, ia energie de la ceea ce este primordial, deci ia energie din sufletul nostru. Și așa trebuie, deci boala, necazul sau neplăcerea, suferința vine ca să-ți blocheze pierderea de energie vitală. Deci sunt lucrurile foarte bune. Deci boala este chiar vindecarea. Noi nu cu boala avem problemă. Chiar astăzi am avut o emisiune în care explicam lucrul acesta despre boală. Deci noi avem problemă întotdeauna cu faptul că suntem atașați sau punem virtuți și idealuri pe primul plan, negăm și desconsiderăm 464 parcă de păcate în îndreptarea de spovedanie, adică îl facem pe Dumnezeu păcătos și în momentul acela ne ridicăm pe noi, ne facem superiori, devenim superiori, luptăm pentru binele nostru, dreptatea noastră, adevărul nostru, ne facem Dumnezeu nostru și devenim o ființă întunecată. Deci el divinul trebuie să vină să ne corecteze, să ne aducă în iubire, pentru că noi nu mai putem să supraviețuim. Ne distruge ego-ul, într-adevăr, dar ne încarcă cu viață și sufletul este salvat, așa. Și am o propoziție care chiar îmi doresc să supăr pe toată lumea, în momentul în care ego-ul suferă drame personale de toate felul, se vaită sau se plânge, sufletul dă petrecere. Da, interesant.
Știu că ai scris acea carte interesantă, Ce vor femeile, ce vor bărbații. Și acum dacă privesc la atâtea cupluri din ziua de astăzi care se lovesc de atâtea probleme, divorțuri, unde crezi tu că se greșește aici într-o relație, în cuplu? Femeia trebuie să dea primordialitate bărbatului, pentru că capul femeii este bărbatul, capul bărbatului este Dumnezeu. Dumnezeu îl inspiră pe bărbat în tot ceea ce face. Femeia nu ascultă de Dumnezeu, ea ascultă de pământ, de șarpe. Deci singurul lucru trebuie făcut, femeia să dea primordialitate și să-l respecte. Și zice și în Biblie, Maica Domnului, ascultați-l pe el și atât. Și e suficient. În orice situație. În orice situație, îl asculți pe el și atunci, chiar dacă bărbatul este bețiv, e mincinos, e trădător, nu te poți baza pe el, și în situația asta vorbește Dumnezeu prin el. Pentru că greșeala noastră fundamentală este că nu știm că din față vine numai Dumnezeu sub diferite aspecte, sub diferite măști. Nu avem oameni în față, este chiar creatorul universului. Da, dar în astfel de situații, o femeie ar zice, păi cum să fac astfel, cum ai spus tu, când bărbatul e bețiv, mă lovește, nu muncește, cum ar trebui să continue ea? Pentru că ea nu-l iubește și nu-l acceptă pe Dumnezeu, că vine sub toate formele. De aici vine și se împotrivește divinului. Pentru că o femeie are o mare cantitate de energie. Să zic 80%, de ce? Pentru că ea trebuie să nască și ca să nască copii are nevoie de energie și apoi urmează susținerea copilului. Deci o viață întreagă trebuie să aibă grijă de el și atunci are nevoie de această energie. Dar ea folosește energia ca să se răzvrătească, să se ridice împotriva bărbatului. Deci ceea ce ar salva ar fi supunerea. Pentru că iubirea, această energie înseamnă că are iubire potențială. Iubirea nu știe decât să se supună. Iubirea nu cere nimic niciodată, nu vrea nimic pentru sine, nu știe decât să dorească și dă libertate totală. Deci femeia nu intră, iese din zona feminină și intră în zona bărbătească, masculină și începe să ceară socoteală. Deci comportamentul acesta masculin o duce la conflict cu bărbatul, pentru că bărbatul nu poate să-și nege natura. Și atunci el se luptă și se apără. Doi cocoși în o gradă se luptă. Cu alte cuvinte, femeia să se întoarcă la cine a fost femeia odată. Da, sigur. Că ceea ce spui tu, îmi amintesc că atunci când eram copil, bunicii trăiau astfel, nu întâmplător, cred că se spunea că femeia trebuie să stea la cratiță și hai ca să nu o spunem chiar la cratiță, așa în termenul acesta, și femeia trebuie să fie cea care să se ocupe de partea ei feminină și bărbatul de partea lui masculină. Și când nimeni nu-și trece pragul unul celuilalt peste ceea ce îi aparține, probabil că acolo există și echilibru. Da. Dacă ar fi să alegi trei lucruri de care nu te-ai despărțit niciodată, care ar fi pentru tine acele trei lucruri? Deci important pentru om este supunerea care aduce, care este de fapt iubire, care este de fapt armonie, adică asemănare sau cum să spun, unire cu Dumnezeu, acestea ar fi. Deci în momentul în care îi vezi pe ceilalți, îi pui pe primul plan, le dai întâietate și tu te duci în poziție secundară, atunci iubești, numai acela iubește sau are credință. Dar în momentul în care intri în poziție secundară, devii asemenea cu Dumnezeu, care vine spre noi de jos în sus, adică cu tot respectul. El ne ține în viață tot timpul și El face un efort deosebit de sacrifică pe sine ca să trăim noi. Deci același comportament ar trebui să-l avem și noi în viața de zi cu zi ca să putem să supraviețuim. Pentru că numai în momentul în care te lași pe tine, dus, condus, purtat, faci voia celuilalt, te lași folosit și faci tot posibilul ca celălalt să fie fericit, deci te pui în poziția a doua, numai atunci tu te încași cu energie subtilă, pentru că poarta cerului se deschide cu greu și se deschide numai în momentul în care ai această energie vitală. Energia vitală se obține prin două modalități, prin înfrânare și prin dăruire. Deci înfrânare înseamnă retragere, strângere, abținere,
și dăruire, adică să dai tot ceea ce este prisosește să dai celuilalt, să nu reții. Deci starea aceasta este starea care este dumnezeiască, adică te pune în legătură cu Dumnezeu. Privind acum, mi-a venit așa o întrebare ad hoc, privind acum la vremurile în care trăim și na, omul intră în panică, intră în tot felul de gânduri, ce ai recomandat tu pentru astfel de oameni, să se îngrijoreze pentru ziua de mâine sau să nu se îngrijoreze? Cum ar trebui să se manifeste vis-a-vis de, mă refer la acea categorie de oameni care se uită la televizor, care se înspăimântă, care, eu știu, au insomnii noaptea. Dacă se îngrijorează, vor muri. Și care ar fi soluția? Să închidă televizor. Și să elibereze mintea de gânduri, nu? Da, să nu se preocupe, să nu ia seama la toate chestiile acestea. Marius, aș vrea să te întreb, de ce se nasc atâția copii cu probleme și cu, din ce în ce cu mai multe probleme? Păi din cauza asta, care am spus, a scăzut iubirea în oameni, adică a crescut preocuparea pentru binele propriu și asta dă afară, îl dă afară pe Dumnezeu din noi și noi trăim fără El, fără Divin, fără Dumnezeu, din cauza asta. Ce sunt visele, Marius? Călătorii. Ne încărcăm cu energie subtilă, adică în timpul vieții consumăm prea multă energie pe exterior și trebuie un timp în care să se încarci bateriile. De obicei, în mod normal, ar fi ca să ai un somn odihnitor, trebuie să treci de fluviu de gânduri, cumva. Dar foarte puține asemenea vise de zbor, spre exemplu, visele de zbor. Majoritatea oamenilor au vise care sunt un fel de continuare a vieții din timpul zilei, unde s-au preocupat cu toate problemele de zi cu zi. Atunci visul este înnegurat, adică este o atmosferă înnegurată, fără lumină și acolo au tot felul de neputințe, încearcă să rezolve ceva și nu reușesc. Cam asta arată preocuparea pentru exterior, exagerată. Și ei nu au sentimentul că s-au odihnit. Ca să poți să fii odihnit, trebuie în timpul zilei să fii neglijent față de a câștiga, de a avea, să nu te preocupi în mod exagerat de lumea aceasta, să nu trăiești exclusiv în ea, adică scopurile vieții să nu fie centrate sau orientate numai spre binele propriu, ci să cedezi binele ăsta. Cu cât cedezi mai mult binele individual, cu atât visul tău este mai odihnitor, dar și viața ta este o viață mai degajată. Pentru că problema noastră mare este că punem materia pe primul plan și materia doar ne ia din viață și de energie. Deci trebuie să trăim viața cumva neglijenți, neatenți la câștigat de a avea, nepreocupați în mod excesiv, a ne mulțumi cu puțin, a intra în modestie și în simplitate. Pentru că Dumnezeu este jos, unde se strâng apele, nu este în sus. Acum că suntem pe finalul acestei emisiuni, că timpul trece foarte repede, te rog să, nu știu, câteva gânduri, vorbe pentru ascultători, ce dorești să le transmiți pentru ascultătorii noștri de radio? În câteva cuvinte, nu foarte mult. Uite, Corina Lavric, aici pe Facebook, a pus un afiș care zice așa: dacă toți suntem unul, înseamnă că ceea ce vezi în ceilalți accepti implicit și inconștient că ești și tu, da sau nu? Mulțumim, îți mulțumim mult de tot, Marius. Ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni. Oricum te invit și te așteptăm să mai vii alături de noi, să ne mai transmiți. Sigur că și cărțile sunt foarte importante și recomandăm ascultătorilor să-și achiziționeze cărțile, pentru că indiferent ce carte va lua, din momentul în care va deschide cartea scrisă de tine, vor avea așa o lărgire de conștiință, așa aș putea să spun, și își dau voie să afle mult mai mult decât ceea ce cunosc ei până în prezent. Dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, vocea interioară este ghidul care ne conduce pe drumul cel drept. Seară frumoasă, pe curând!